Salutare oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în 23 ianuarie 2022 și astăzi vreau să vorbim despre cel mai bun telefon nou cu un preț până în 2000 de lei. Este vorba despre OnePlus 8T vândut de EMAG. Vorbim de un telefon nou, garanție 2 ani, vândut și livrat de EMAG. Atenție, nu de parteneri EMAG, deci căutați tot timpul vândut și livrat de EMAG. Mai sunt și telefoane vândute de parteneri livrate de EMAG, nu le recomand în general. V-am explicat în alte videoclipuri de ce. Așadar, OnePlus 8T. De ce recomand acest telefon? Este în acest moment 1980 de lei. A fost, au fost, ceva promoții acum săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, sau acum câteva zile, la 1800 și ceva de lei. Am pus atunci și un videoclip am făcut și am pus și pe pagina mea de Facebook telefonului Cosmin această promoție de la EMAG. Erau mai multe telefoane aici. 8 plus T era pus aici, da? Dacă doriți să fiți la curent cu promoții interesante, cu prețuri interesante la telefoane care își merită banii, mergeți pe Facebook, căutați telefonul lui Cosmin și dați urmărești, da? Un like nu vă ajută foarte mult pentru că nu vă vor apărea toate postările mele. Dacă, în schimb, dați urmărești și îl puneți la favorite, o să vedeți tot timpul când postez ceva, ceea ce vă ajută să fiți la curent cu promoțiile interesante de pe EMAG și PC Garage. În general, aceste două site-uri le recomand. Bun, revenind la telefon. <coughs> o să vorbim mea de ce recomand acest telefon, de ce cred că își merită banii, cu toate că acum nu mai este la o super reducere, cum a fost acum o săptămână. Și haideți să mergem pe GSM Arena ca să vedem detaliile mult mai clar. Uh, telefonul este un telefon premium, un telefon de top, construit de OnePlus. OnePlus este deținut de Oppo, uh, au mai multe branduri pe lângă OnePlus, au marca Oppo, bineînțeles, au marca Realme uh, și Vivo, dacă nu mă așa, este tot, uh, ține tot de ei. Uh, sunt primul producător mondial din punct de vedere al numărului telefoane vândute. Dacă adunăm toate mărcile deținute de Oppo, uh, sunt primul producător mondial. Asta este un telefon premium. Deci, nu vorbim un telefon din uh, zona medie, este un telefon premium din punct de vedere al construcției, al dotărilor tehnice. Mai exact, avem gorilla Glass 5, sticlă, avem spatele de sticlă, tot gorilla Glass 5 și avem rama de aluminiu. Deci, o construcție premium, o construcție uh, solidă, elegantă, care nu, în niciun caz, nu va putea fi comparat cu acest telefon, un telefon la 1000-1000 și ceva de lei cu rama de plastic sau spatele de plastic, fie el, de la orice producător, Xiaomi, Samsung, ce doriți. Este display AMOLED, 120Hz, HDR10+, un display de calitate, 6,55", Full HD. Aici sistemul de operare, este Android, bineînțeles, dar avem skin-ul OS. și aici oneplus are un avantaj, OxygenOS-ul, mă rog, este în curs de transformare, nu mai este chiar ce a fost, dar pe ansamblu rămâne un sistem de operare destul de curat, destul de fără bloatware, un sistem de operare care se mișcă destul de bine, este practic foarte aproape de Androidul vanilla, Androidul curat, da, Androidul uh, Google, cum îl face Google, da, uh, foarte puține schimbări uh, adaugă OnePlus la acest OxygenOS. Și asta cred că e experiența mai plăcută în utilizare, bateria ține mai mult, se mișcă mai bine. Procesorul cel mai important. Snapdragon 865G. Este unul dintre vei da, domnule, nu e ultima variantă de procesor, 888 -ul. Da, este penultima variantă de acum un an, un an și un pic, însă este foarte, foarte puternic. Este un procesor foarte rapid, foarte puternic, foarte stabil, că și asta e important. Uh, Tocmai că, nu știu dacă ați urmărit în ultimul timp, au apărut o felul de știri, cum că procesoarele de ultimă generație, 888, Snapdragon 888, care vorbeam mai înainte, și nu numai, inclusiv de la MediaTek, se supraîncălzesc. Sunt instabile. Sunt momente când au viteză foarte uh, ok și momente când se supraîncălzesc și apoi fac throttling, reduc viteza și merg mult, mult uh, inferior. Ăsta nu are această problemă. Este un procesor foarte puternic, foarte rapid și foarte stabil. Asta este important. Da? De menționat că pe acest telefon vor merge orice aplicații, orice jocuri, la viteză maximă, la rezoluție maximă, cu detailul la maxim, fără nici un stres. Eu zic că 2 ani de acum încolo, fără nicio problemă. Eu, dacă sunteți genul care ține mai mult de 2 ani în telefon, cred că acest telefon vă va sluji exemplar 3 ani fără mari probleme pe Android. Bun, nu avem card slot, dar, uh, slot pentru card, însă nu cred că vă trebuie așa ceva. Varianta la EMAG are 128 GB memorie internă și 8 GB de RAM. Uh, și avem aici 128 GB, 8 GB de RAM. Bun. UFS 3.1, memoria internă. Și asta e foarte important. Am mai vorbit și în alte videoclipuri. Nu contează doar câte memorie internă ai, ci și ce standard este. Este UFS 3.1, este ultima variantă de memorie internă. Este foarte, foarte rapidă. Aplicații vor fi accesate, se vor deschide foarte repede. La fel fișierele video, fișierele foto. Bun, camera. Fiind un telefon cu un preț sub 2000 de lei, nu are o cameră care se bată la egal la egal cu Xiaomi 11 Ultra, cu... Eu știu Huawei P50 Pro care a mai apărut acum cu uh, iPhone 13, Samsung S21 Ultra, deci nu vă pot spune că asta este o cameră care se bate la egal la egal cu acele camere. Este însă o cameră bună spre foarte bună peste uh, camerele din zona medie, în această zonă de preț o cameră care în 90% în situații va face aceleași poze și filmări ca și o cameră de, pe în care vorbea mai înainte. Deci în 90% în situații vei super mulțumiți de ea. Diferențele se vor vedea în anumite situații, eu știu, State, scăzută, semi când camerele de pe telefoane care costă dublu cât acest telefon în general, cele de care am vorbit, poate chiar mai mult unele decât dublu, vor fi superioare însă acum depinde uh, ce doriți. Dacă sunteți pasionați de fotografie, atunci nu folosiți un telefon. Telefoanele, uh, după cum știți, camerele de pe orice telefon nu se pot compara cu camerele de pe un aparat fotoprofesionist, care costă și ăla. Uh, așadar, eu cred că raportul preț-calitate este imbatabil și din punct de vedere al camerei. Camera are Optical Image Stabilization, care nu o veți găsi în această zonă de preț în general, mai sunt câteva telefoane care o au, sunt foarte puține, însă acelea sunt inferioare la construcție, sunt de plastic. Samsung A52S, de exemplu, are spatele de plastic, procesor mai slab. Nu se poate compara cu acest telefon din punct de vedere al calității construcției și al materialelor folosite. Deci, avem o cameră cu OIS, Optical Image Stabilization. Ce înseamnă asta? Este stabilizare optică, este și hardware implementată, nu doar software. Când filmați, când faceți poze, chiar dacă mâna mai nu este super stabilă, acest OIS compensează și pozele vor ieși mult mai clare și ajută și în condiții de luminositate scăzută. 48 megapixeli. Mai multe despre cameră vedeți în acest review sunt și alte review-uri unde puteți intra mult mai în detaliu. Camera principală are un, Sony, un senzor Sony IMX586. Este un senzor bun, nu este de ultima generație, este un senzor bun spre foarte bun. Nu, repet, nu se poate compara cu camerele de pe telefoane care costă mult mai mult. Dar este o cameră bună. Aici găsim mai multe detalii și o să pun linkul în descrierea videoclipului și uh, sunt o groază de review-uri pe internet mult mai, care intră mult mai în detaliu. Ce fac eu aici este o analiză da, a telefonului și raportului preț-calitate. Ok. Quad camera mai avem uh, un ultra-wide, un macro-monochrome. Uh, așa avem stereo speakers. Foarte important, un telefon premium trebuie să aibă stereo speaker, adică două speakere. <coughs> vizionați YouTube, Netflix, vă jucați, stereo speakers, contează foarte mult, credeți-mă, din experiență, eu prefer așa ceva. Experiența este mai plăcută, are NFC, bineînțeles, trebuie să folosiți, să plătiți cu el prin Google Pay, are fingerprint, senzor de amprentă sub display, cum este normal la un telefon de top, bateria 4500 mAh, două zile fără niciun stres la o utilizare normală, la utilizare intensivă, o zi, fără nicio problemă. Încărcare rapidă 65W. Sutra asta în 39 de minute. Uh, și credeți-mă că OPPO face în industrie cele mai bune încărcătoare rapide. Deci, pe fast charging, OPPO, cei care produc cu OnePlus, după cum vă spuneam la început, sunt primii din industrie în ceea ce privește încărcătoarele rapide. Deci, ăsta chiar se va încărca rapid. Nu e doar așa o chestie de marketing. Nu are încărcare wireless, dar este o chestie plăcută, încărcarea wireless, dar eu am văzut la un telefon um, la care am folosit o perioadă așa ceva, se încalzește telefonul, am studiat după aia, se pare că nu prea ajută bateria din potrivă dacă, folose, dacă des încași telefonul wireless. Deci este plăcut, uh, util în situații, eu știu, ești la birou, vrei să încarci repede, îl pui acolo. Uh, poți să primești un fel de boost la baterie, dar nu, nu, se poate compara încărcarea wireless ca viteză cu încărcarea normală. Însă afectează pe termen lung bateria dacă îl folosiți des. Deci nu mă plâng foarte tare că nu are încărcare wireless. Cam asta ar fi în mare specificațiile tehnice. Un telefon premium, un telefon elegant, un telefon cu un sistem de operare destul de curat, procesor puternic, ecran deosebit, cameră bună spre foarte bună, optical limit stabilization, Uh, repet, doriți mai multe detalii intrați, căutați review-uri care merg mai, mai adânc pe zona camerei sau alte detalii ce vă interesează uh, din punct de vedere al utilizării, jocuri, aplicații orice doriți, telefonul acesta își va face datoria cu Brio arată bine, se simte bine la acești bani, cred eu că își merită cu prisosință costul. În acest moment, nu știu ce va fi cu prețul peste, eu știu, o zi, două, trei, pentru că am văzut că de, de ceva timp stă la acest preț. Dar am mai vorbit și în alte videoclipuri, în ultimele luni, mai ales în a doua jumătate a 2021, prețurile au crescut, stocurile au fost cam problematice, schimbări de prețuri de și nu numai așadar, orice este posibil. O să pun linkul la acest telefon în descrierea videoclipului, cumpărați cu încredere de acolo. Intrați pe telefonul lui Cosmin pagina de, de, Facebook care vă spuneam ca să fiți la curent cu ce postez eu aici, cu promoții și lucruri, telefoane în raport pe calitate foarte bun. Abonați-vă la canal, dați un like, scrieți părerea voastră în comentarii. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc, ne vedem în videoclipul următor.